Bun, salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. În acest episod o să facem un test rai la un CBR F2. Mă rog, încă un CBR F2, că mai am un video cu unul. Nu prea văd nimic în oglinzi. Din păcate avem ploaie, dar să vedem cum merge. De făinuț, merge făinuț, am avut și eu unul în trecut. Frânele, să ne obișnuim cu ele. Hai să mergem ușurel pe aici. Cred că mai știți drumul de la acel test ride cu acele două Aprilia RS 4. Se iau de distribuția la el. Mă rog, întinzătorul mai degrabă. Dar se ține frumos și pe ploaie. Nu e așa sportivă poziția, dar găsi o înalt, mi se pare. Da, merge frumos și în 3, când e mai subturată. Hai că frână ușor. Ușor, frâna, ușor, frâna. Îmi place, îmi place. Cred că acest test ride o să fie de vreo 3 minute, 4-5, nu știu. Și motorul este din 95. Am să opresc imediat să vi-l arăt. Da, mai bine trăgea celălalt CBR-ul. Mai bine trăgea celălalt. Mai bine trăgea celălalt. Bă, o țin în 3. O țin în 3. Bă, nu-i rău pe ploaie, cu motor mai mare. Dacă mergi frumos la el, n-ai nicio treabă. Să vă mai șterg ochișorii. Ușurel. Drum cu prioritate, hai. Merg un pic mai încolo. Uai, e în partea stângă când mă las. Nu știu, am probleme cu sportivele. Mă doare foarte repede încheietura stângă. Nașpa că-i... 2. E drumul ud. E drumul ud. Ușor cu frâna spate, ușurel. Oho, face și popcorn. Ridicăm vizierul un pic să se saburește. Opa, că vine curbă. Periculoasă la stânga. Hai să vedem și noi unde întoarcem, să mergem să vi-l arăt puțin. Aici întorc. Nu vine mașina?
Bun. Merge frumos, deci merge frumușel. Deci am început să mă obișnuiesc cu motoare mari. De unde n-ai mai parcarea aia? Aici, cred. Da. Mergi pe neutru. Aici, din păcate plouă. Pune cricul. Bun, să vă șterg ochișorii. Deci, un Honda CBR F2. Arată frumușel. Parbrizul transparent, sau nu-i transparent, e fumuriu, dar nu vezi prin el. Avem o tobă sport. Cauciucurile pe spate mai au ceva carne pe ele, ar trebui schimbat în viitor apropiat. Din păcate a curs lichid de frână, că-s cam ude, unse cu ulei. Are o micuță problemă. Întrerupe. Hai să mergem. Bun. Deci motorul arată destul de frumușel, singura problemă e semnalizarea. Băi, un picuț rup la ea. Carena. Băi, trage frumușel și în 4. Băi, fuge manșonul. Trebuie niște capete de ghidon. 3. Stai, puneți becurile. Bun, fraților, acesta a fost și test ride-ul cu acest CBR F2 din 95. Sper că v-a plăcut episodul. Apăsați butonul de like, subscribe plus clopoțel. Așa, costă apelul, activați-l. Un comentariu cu părerea voastră. Și ce să vă mai zic? Eu am fost Răzvan, toate cele bune, pa!